Primul eveniment a avut loc în comuna Borlești, unde un șofer de 22 de ani care conducea o autoutilitară a dat în marșarier fără să se asigure și a lovit o femeie care mergea pe partea stângă a drumului. Oamenii legii au constatat că niciunul dintre cei implicați în accident nu consumați alcool, victima a suferit răni ușoare, iar șoferului i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Un alt eveniment s-a petrecut în zona municipiului Roman, unde un șofer ieșean de 23 de ani a lovit o mașină care circula pe același sens după o depășire care nu i-a ieșit. În urma impactului a fost lovit un copil de șapte ani care se afla în mașina depășită. Probleme s-au înregistrat și pe străzile din municipiul Piatra Neamț, unde unui șofer de 26 de ani care conducea o utilitară i-a explodat anvelopa, iar în urma suflului exploziei a fost rănit un cetățean de 54 de ani din Roznov. De asemenea, o șoferiță de 19 ani din comuna Dochia nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a alunecat pe pietriș și a ieșit în decor, iar în urma impactului tânăra a suferit leziuni la cap și torace. Pe raza județului Namț au avut loc patru accidente rutiere, trei dintre acestea fiind produse în apropierea orașului Piatra Neamț, respectiv în comuna Dochea, comuna Borlești, iar unul a avut loc chiar în municipiul Piatra Neamț. În urma accidentelor au rezultat victime rănite ușor, iar conducătorii auto au fost testați alcoscopic, rezultatele fiind negative. Totodată, posibile cauze de producere a accidentelor au fost neasigurarea la efectuarea manevrei de depășire, neasigurarea la efectuarea manevrei de mers înapoi, cât și în adaptarea vitezei la condițiile carosabilului. Poliția rutieră a județului Neamț le recomandă tuturor șoferilor respect în trafic, multă atenție pe drumurile publice și să se adapteze condițiilor de carosabil.